Așa cum să ridicați în picioare, vreau să citim un text din cartea Neemia, capitolul 4, pagina în Biblie 500. Neemia, capitolul 4, voi citi mai multe versete, nu întreg capitolul, dar de la versetul 6 până la sfârșitul capitolului. Neemia, capitolul 4, versetul 6. Am zidit zidul care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătate din înălțimea lui. Și poporul lucra cu inimă. Dar Sambalat, Tobia, arabii, amoniții și azdodiții s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Ne-am rugat Domnului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor, însă Iuda zicea: puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe, nu vom putea să zidim zidul. Vrăjmașii noștri ziceau: nu vor ști și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor. Îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea. Iudeii care locuiau lângă ei au venit de 10 ori și ne-au înștiințat despre toate locurile pe unde veneau la noi. De aceea am pus în locurile cele mai de jos, din apoia zidului și în locurile tari, poporul pe familii, i-am așezat pe toți cu săbile, sulițele și arcurile lor. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor dregătorilor și celuilalt popor: nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel Mare și înfricoșați și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Când au auzit vrăjmașii noștri că am fost înștiințați, Dumnezeu le-a nimicit planul și ne-am întors cu toții la zid, fiecare la lucrarea lui. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu sulițe, cu scuturi și cu arcuri și cu platoșe. Căpetenile erau înapoi a întregii case lui Iuda. Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma. Fiecare din ei, când lucra, își avea sabia încinsă la mijloc. Cel ce suna din trâmbiță stătea lângă mine. Am zis mai marilor dregătorilor și celuilalt popor: lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zid, departe unii de alții. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi, spre locul de unde o veți auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Așa făceam lucrarea, jumătate din noi stând cu sulița în mână din zorii zilei până la ivirea stelelor. În același timp, am mai zis poporului: fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui, noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm. Și nu ne-am dezbrăcat de haine, nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă care erau sub porunca mea. Fiecare se ducea cu armele la apă. Vă rog să ocupați locurile. M-am gândit în această dimineață, având în vedere că majoritatea copiilor sunt la repetiții sau la școala duminicală și că de obicei noi suntem învățați să ascultăm predici despre căsnicie doar la căsătorie sau câteodată la binecuvântări de copii, m-am gândit în dimineața aceasta să vorbesc despre o întâmplare din istoria poporului Israel pe care să o asemănăm cu căsniciile noastre. Desigur, relaționarea sau exemplificarea poate fi nu doar în căsnicie, ci în toate relațiile noastre, chiar relațiile între noi ca frați sau relațiile cu alții. Principiile se potrivesc la fel, dar în mod special mă voi axa pe relațiile de familie sau pe căsnicie. Și am intitulat mesajul acesta Căsnicia ca o construcție. Căsătoria poate fi asemănătoare unui zid, da? Pentru că știm că trebuie să pornească de jos, trebuie să zidești la căsnicie. De asemenea, este asemănătoare pentru că un zid face și distinția dintre exterior și interior. De obicei, când ai un zid, dintr-o dată se face separarea dintre ceea ce este în afară și ceea ce este înăuntru. Și așa este și căsnicia noastră. Deși vocile din exterior sunt tot mai presante sau modelele din exterior caută să ne influențeze tot mai mult, noi am înțeles ca și copii al lui Dumnezeu că trebuie să existe această distinție și în viața personală, dar și în viața de familie. Felul în care ne trăim viața noi, felul în care ne trăim căsnicia, trebuie să fie distinsă, să fie, dacă vreți, deosebită de ceea ce se întâmplă în afară. Trăim într-o cultură tot mai lascivă, tot mai tolerantă, tot mai compromisă, care încearcă să influențeze foarte mult și viața de căsătorie, viața de căsnicie. Caută cu orice preț, dacă vreți, să dărâme acest zid. Nu, asta este lozinga, dărâmarea barierelor. Asta se propune în toate domeniile. Observați, chiar și în viața noastră de credință,
Da, poate fi mai specifică tinerilor care sunt puțin mai rebeli, dar orice credincios are tendința aceasta de a se răzvrăti, de a se împotrivi barierelor, zidurilor. Nu ne plac limitările acestea. De asemenea, textul acesta care vorbește despre un zid dărâmat, care vorbește despre molos, despre dărâmături, poate să fie și starea sufletească a cuiva, poate să fie, dacă vreți, și starea din unele căsnicii. O căsnicie, dacă ar fi să privim la ea, fiecare dintre noi personal, ar trebui să ne gândim oare zidul acesta al căsniciei noastre încă este în picioare, încă este solid, sau este cu spărturi, sau este chiar dărâmat. Poate te va afecta într-un mod mai deosebit în această dimineață acest lucru, pentru că unii chiar trăiesc printre molos și dărâmături și numai gândul că trebuie să se întoarcă în căsătoria lui, că trebuie să se întoarcă acasă, în căsnicia lui, îl sperie. Familia este prioritară pentru Dumnezeu, dar este prioritară și pentru diavolul. Diavolul caută cu orice preț să atace familia și e foarte interesant, dacă noi știm lucrul acesta, de ce de multe ori nu suntem absolut deloc preocupați? Văd așa o stare de lăsare a credincioșilor în privința căsătoriei. Ieri la întâlnirea pe care am avut-o cu comitetele, a fost o întâlnire cu toate comitetele din nordul Italiei la Torino, a venit din nou un mesaj profetic în direcția aceasta. Din ce în ce mai multe familii vor fi distruse, dărâmate, trântite. Asta este planul diavolului și are de multe ori teren fertil din cauza nebăgării noastre de seamă, din cauza nevegherii, din cauza, așa cum spuneam, a delăsării. Tot mai mult se va promova aceste două duhuri puternice al curviei și al sodomiei și vor distruge multe căsnicii, pe mulți oameni îi va întoarce. Și atunci în mintea mea m-am gândit, oare chiar să fim așa lăsați la voia întâmplării? Oare chiar să vină tăvălugul ăsta peste noi, să n-avem nicio șansă? Și mi-am dat seama din cuvântul lui Dumnezeu că sunt o grămadă de promisiuni, de versete, de exemple prin care să ne încurajăm în inima noastră, în care să ne întărim înăuntrul nostru și să credem, așa cum a declarat și Neemia, că Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Slăvit să fie Dumnezeu! Nu este prima dată când apare expresia aceasta în Biblie, de multe ori o foloseau și izraeliții în momentul sau înainte unei bătălii importante, liderii de obicei își încurajau poporul și le spunea, Dumnezeu va lupta pentru noi, să nu vă fie frică, Dumnezeu va lupta pentru noi. Dar știți că asta poate să rămână doar ca un fel de lozincă în mintea noastră, când de multe ori folosim lozincile noastre, nu? Sângele Domnului sau Domnul se va atinge, Domnul va face, Domnul, fără să avem nicio bază biblică în spate. Da, vă aduceți aminte sloganul acela care era afișat în timpul pandemiei, da? Totul va fi bine, bazat pe ce? Totul va fi bine pe o speranță că totuși noi trăim niște cicluri în viața aceasta și e adevărat, ați observat după o perioadă de ploaie în zona noastră, nu? Au fost vreo 3 săptămâni, părea că nu mai există soare, dar vedeai apă peste tot, câmpurile se umpleau de apă, dar în mintea noastră ne gândea, măi, știm că va răsări soarele, știm că va fi din nou cald, dar aveai o speranță așa bazată pe ciclicitate. Dar observați că în viața de credință, tu nu poți să te bazezi doar pe asta. Adică eu nu pot să spun doar, știu că va fi bine, sperând că ceva se va schimba. În momentul când spun știu că va fi bine, în momentul când spun Dumnezeu va lucra pentru noi, eu trebuie să am o bază a credinței mele. Amin? Care poate face afirmația aceasta într-un mod gratuit, fără să aibă în inima lui o bază scripturală, fără să aibă în inima lui o încredere puternică într-un astfel de Dumnezeu? Așa că eu știu că cu toții ne dorim binecuvântarea în căsniciile noastre, cu toții ne dorim fericirea în casele noastre, dar sunt câteva lucruri de care trebuie să ținem cont ca acest lucru să se realizeze, ca această bucurie, împlinire, fericire să se realizeze în căsătoriile noastre. Unii, spuneam, sunt la nivelul de moluz, de dărâmătură, alții poate au spărturi în zid, alții poate numai nu reușesc să progreseze în zidirea zidului. Pentru fiecare dintre noi, indiferent la care nivel sunt, cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească în această dimineață. Amin. Sunt câteva principii de bază pe care vreau să le enumăr și nu voi insista foarte mult asupra lor, dar mă rog în cuvintele acestea Dumnezeu să pună înțelepciunea Lui ca să ne vorbească. Și dincolo de aceasta, știți care văd eu pericolul care există în biserici și nu numai aici, am observat prin bisericile pe unde merg, este același lucru. Oamenii ascultă, oamenii câteodată sunt fascinați, unii chiar sunt și
buni cunoscători ai Scripturilor și le plac gândurile și ideile mai noi, poate, sau poate care nu le-am mai auzit. Dar ceea ce am observat eu este puțina sau lipsa totală de disponibilitate de a asculta și de a aplica Cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră. Foarte interesant. Noi ca părinți suntem iritați și deosebit de mâhniți atunci când vedem atitudinea asta la copiii noștri. Mă, ți-am spus odată, de două ori, de trei ori, insist, dar până când? Dar până când? Și ne deranjează lipsa lor de ascultare sau măcar de perseverență. Ascultă din când în când sau ascultă parțial, ascultă doar ceea ce le convine. Suntem foarte supărați și deranjați de lucrul acesta. Ei, vreau să vă spun că în relația noastră cu Dumnezeu suntem, cred că, mult mai răi decât ei. Mult mai răi. Ascultare parțială, neascultare, poate, sau lipsa ascultării totale. Ascultare numai atunci când ne convine, ascultare în funcție de momente, în funcție de, ce știu, mă apropii câteodată de Dumnezeu, mi se pare mai ușor, după aia devine complicat. Primul principiu este acesta. Versetul 14 spune așa. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor dregătorilor și celuilalt popor, nu vă temeți de ei, aduceți-vă aminte de Domnul cel Mare și înfricoșat. Aduceți-vă aminte de Domnul cel Mare. Baza de la care plecăm, și în general asta ar trebui să fie, spuneam, pentru toate relațiile noastre, chiar relația cu Dumnezeu, dar ne referim în mod special la căsnicie, este că reconstruirea sau zidirea sau continuarea zidirii depinde de ziditorul. Și când spun ziditorul, spun ziditorul cu Z mare. Și mă refer la Creatorul și mă refer la Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! Depinde de lucrul acesta. Vă să aminte Psalmul 127, foarte des citat, cum începe? Dacă nu zidește Domnul o cetate sau o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Adică dacă nu ții cont de ziditorul, dacă nu zidește ziditorul, degeaba vă străduiți să lucrați și să zidiți. În Matei capitolul 19, Domnul Iisus face din nou referire la acest fapt când le vorbește ucenicilor și le spune, nu vă aduceți aminte sau nu știți cum ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și o parte femeiască? Observați importanța implicării ziditorului în căsniciile noastre. Nu e așa, e un adevăr simplu, real, care îl constatăm toți foarte ușor în familiile noastre. În momentul când ne îndepărtăm de Dumnezeu sau în momentul în care Dumnezeu nu mai este Cel care zidește în casele noastre, noi suntem capabili doar să dărâmăm. Unii dintre dumneavoastră chiar ați lucrat în construcții și probabil îmi veți da dreptate. Este mult mai ușor să dărâm, nu? Decât să construiești. Unii sunt foarte conștienți de lucrul acesta din punct de vedere practic, dar din punct de vedere spiritual nu realizează acest adevăr. Este foarte important, căsnicia noastră, reconstruirea căsniciei noastre depinde de prezența ziditorului. Sentimentele nu sunt totdeauna o garanție și spuneam că lucrurile acestea noi în mod special la căsătorie le predicăm. Dar știți, câteodată asta și m-am gândit oare la o căsătorie, în momentul ăla festiv, când toți se gândesc, oare se termină într-o oră jumate sau două ore programul, când oamenii sunt îmbrăcați bine, femeile sunt așa de pregătite și așa de date cu de toate, că nici nu pot zâmbi să nu le cadă fardul de pe față și toți stau așa, ori crispați, ori cu un zâmbet forțat, stau și mă gândeam, oare predica are vreo implicație personală? Cineva se gândește, măi, e vorba despre mine? Asta m-a împins și să predic în această dimineață. Știți, de obicei noi avem niște tiparea noastră. Predica asta merge acolo, asta merge acolo. Nu, eu cred că în această dimineață predica merge aici. Pentru fiecare dintre noi, pentru căsnicile noastre. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Dar de multe ori spuneam că noi subliniem adevărul acesta la căsătorie. Sentimentele nu sunt o bază, nu, sau nu sunt doar ele baza pentru reușita căsniciei. Pentru că o căsătorie se bazează pe un legământ. Și în legământ este foarte mult angajament, este foarte multă datorie, este foarte mult efort. Sentimentele vin și pleacă, sentimentele pot fi, dacă vreți, aprinse, pot fi reaprinse, dar baza este angajamentul. Legământul nu ține, nu are sorți de izbândă dacă nu este un garant acolo. Și așa cum în Maleahii Dumnezeu se angajează și spune că este martor la legământul dintre soție și soț. Este martor în momentul când cei doi își declară dragoste pentru toată viața. Da? La fel este legat de ideea care am spus adineauri. Orice căsătorie, orice reconstruire, orice reparare a zidului depinde de garant, depinde de ziditor. Haideți să punem adevărul acesta în mintea noastră.
Dacă te afli într-o astfel de situație, primul pas este acesta. Ne întoarcem la ziditor. Invităm din nou ziditorul să intre, să lucreze în familiile noastre. Nu încerca singur, vei eșua. Oamenii încearcă prin metodele lor. Oamenii încearcă prin fel și fel de acțiuni care pornesc dintr-un imbold al firii pământești. Primul pas este ăsta. Oprește-te în loc și reinvită-l, recheamă pe ziditor în viața ta și în viața familiei tale. Domnul să ne ajute la aceasta. Al doilea lucru. Reconstruirea începe cu îndepărtarea surselor de descurajare. Vedeți, noi avem momentele acelea și asta e legat de ce spuneam adineauri, de sentimente. Trăim anumite stări, avem impresia, Dumnezeu ne-a vorbit, ceva se petrece în interiorul nostru și luăm decizii, decizii de schimbare. Vrem, ne rugăm, chiar Doamne, vino din nou în viața familiei mele, vreau să fac din nou voia Ta, vreau să mă apropii Tine, vreau să fac anumite lucruri, mă întorc pe terenul de lucru sau de luptă și acolo am din nou sursele de descurajare la îndemână. Și foarte mulți încearcă să reconstruiască, încearcă să zidească fără să îndepărteze sursele acestea, care eu le-am numit de descurajare, dar pot fi de distorsionarea atenției, de mă înțelegeți ce vreau să spun, sunt acele mine vagante pe care le lăsăm pe câmpul nostru de lucru sau de luptă. Sunt mulți intruși și în textul acesta erau mulți intruși care încercau să descurajeze, fiecare își dădea cu părerea, ceea ce știm că toți am trecut prin experiența asta, că ne deranjează cel mai tare este când atunci când cei din casa ta sau cei care te cunosc cel mai bine sunt o sursă de descurajare. Vă aduceți aminte? Pentru David, cea mai puternică descurajare venea din partea fraților lui, nu neapărat din partea acelui om care striga batjocuri la adresa lui Dumnezeu. Versetul 10 spune așa, însă Iuda erau cei credincioși, cei care trebuiau să încurajeze. Însă și Iuda spunea cuvinte de descurajare. Puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe, sigur nu vom putea construi zidul. Sigur. Astfel de oamenii voiam avea mereu. Ăștia vor fi în biserică, care la orice lucrare vor spune, este imposibil. Voi nu realizați că este imposibil? Imposibil să construiești, imposibil să faci anumite lucrări, imposibil să se schimbe cineva, imposibil. Pentru unii doar atât văd descurajare și mai departe vorbesc despre descurajare. Se întâmplă în viața de căsătorie, soțul față de soție sau invers, părinții față de copii, se uită plin de descurajare și vorbesc între ei, chiar unii fac și prostia să le spună și copiilor cuvinte pline de descurajare. Este imposibil pentru tine. Ați auzit vorbe de felul acesta? Eu întâlnesc tineri care vin și mărturisesc starea aceasta că părinți care i-au spus că nu va fi nimic de tine sau vorba aceea faimoasă, mai ales în zona noastră a Bucovinei, era vei ajunge la coada? La coada vacii. Da? Ca și cum era cea mai nedemnă meserie sau cea mai de jos. Neemia, capitolul 2, la versetul 11 până la versetul 15, ne vorbește despre o viziune. Neemia primește din partea lui Dumnezeu gândul, imboldul acesta să meargă să reconstruiască zidul Ierusalimului. Neemia vine cu al treilea val de iudei care se întorceau din exilul babilonian. Deja reconstruiseră templul, erau acum de reconstruit zidurile cetății și inima lui era plină de o tristețe, pentru că așa ar trebui să fie oamenii sau copiii lui Dumnezeu, adevărații copii al lui Dumnezeu, în momentul când văd în viața lor, când văd în viața familiei, când văd în viața bisericii dărâmături, moloz, când văd relații distruse, când văd atacurile celui rău care își țintesc sau își duc la îndeplinire ținta, ar trebui să fie o tristețe, o durere. Ați auzit și cuvântul profetic din această dimineață și în ultimul timp sunt tot mai multe cuvinte în direcția aceasta. Diavolul vrea să atace familiile din biserică. Sunt unele, poate dumneavoastră nu le cunoașteți, sunt familii care deja trăiesc în moluz în viața lor. Sunt familii care continuă să fie împreună, dar de fapt ei sunt dărâmați. Zidul din viața lor este total dărâmat. Continuă să meargă din impuls înainte, de imagine, pentru ca nu cumva să fie, ce știu eu, afectați copiii și avem impresia câteodată că toate lucrurile sunt ok, dar Duhul lui Dumnezeu vede în ascuns, vede ceea ce ochiul nostru poate nu vede. Și când Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează, ar trebui să
intervine ceva în inima noastră, să nu stăm nepăsători, să ne rugăm ca Domnul să intervină, să ne rugăm ca planul celui rău să nu se realizeze, dar și să realizăm că avem de făcut ceva. Observați ceea ce spuneam adineauri? Tot mai puțini oameni înțeleg nevoia acțiunii. Ei sunt capabili să strige, să roage aici, Doamne, intervino Tu, Doamne, fă Tu. Sunt capabili să strige, Doamne, Tu ești puternic, taie sau dărâmă planul vrăjmașului, oprește Tu săgețile, oprește Tu. Dar Dumnezeu spune, vreau ca și tu să faci ceva. Vreau ca și tu să ai în mână instrumentele sau ce știu eu, astea cu care muncim, da? Sculele cu care muncim și într-o mână să ai arma. Pe de o parte să continui să slujești, pe de altă parte să fii vegheator, pe de altă parte să te aperi. Sunt câteva lucruri care trebuie să le faci. Spuneam că descurajarea atinge foarte mult inimile și Neemia a avut de-a face cu lucrul acesta. A primit viziunea aceasta de la Dumnezeu și merge, spune el, prima dată merge și vizitează noaptea. Versetul 12 spune, după aceea m-am sculat noaptea cu câțiva oameni fără să fi spus cuiva ce-mi pusese Dumnezeul meu inimă să fac pentru Ierusalim. Prima dată a vrut să facă el, dacă vreți, un control, o verificare, o inspecție a locului respectiv. Dar foarte interesant că s-a dus noaptea și știți că de multe ori noaptea lucrurile nu sunt așa de vizibile, nu se văd toate defectele, poate nu s-a observat ceea ce mai târziu a realizat că era tragică situația. Ei, de multe ori, asta este și cercetarea noastră superficială la cuvântul lui Duhului Dumnezeu, o vedere superficială de întuneric sau câteodată chiar preferăm să stăm la întuneric ca să nu ni se vadă, ca să nu ni se vadă defectele. Și în momentul în care vrem să ne ridicăm și în momentul în care vrem să facem ceva, intervine descurajarea. Al doilea principiu, spuneam, este că trebuie să îndepărtăm sursele acestea de descurajare. Trebuie să încercăm să le eliminăm din viața noastră. Pot fi lucruri, pot fi idoli. Idolii foarte mult ne îndepărtează din planul și din voia lui Dumnezeu. Pot fi oameni, prietenii nepermise sau chiar prietenii cu oameni din biserică. Dar fiți atenți, n-am spus frați sau surori, oameni din biserică, dar care se îndeletnicesc doar cu bârfa, doar cu clevetirea, care se îndeletnicesc cu descurajarea. De fiecare dată când te întâlnești cu ei, vorbești cu ei, ești trist, ești abătut, ești trântit la pământ. Pentru că îți deschide ochii asupra unor lucruri care tu nu le-ai văzut. Foarte interesant. Dar vă aminte cu care a fost ispita șarpelui față de Eva? Fii atent că dacă vei mânca, ți se vor deschide ochii și vei vedea lucruri care îți sunt interzise să le vezi. Oare suntem chiar așa de naivi să nu înțelegem că sunt anumite lucruri la care pur și simplu trebuie să stăm cu ochii închiși. Pur și simplu trebuie să nu le vedem. Pur și simplu trebuie să nu fim afectați de ele. Uitați-vă numai la ceea ce se întâmplă perioada aceasta și s-a amintit deja în dimineața aceasta. Toate știrile acestea de război, nu? Cât timp ești un pic în afara lor, nu prea ești interesat de ceea ce se întâmplă. Eu, spre exemplu, am avut o săptămână în care n-am urmărit nicio știre și n-am știut că iară se fac mișcări de război. Era total indiferent. Era pace în lumea aceasta. Eu nu spun că nu trebuie să fim indiferenți la ce se întâmplă în jurul nostru, dar dacă ești prea prins cu lucrurile acestea, dacă ești prea adâncit în lucrurile acestea, dacă te hrănești numai cu surse de descurajare, păi cum vrei să fii când vii în prezența lui Dumnezeu? Dacă mai vii în prezența lui Dumnezeu? Cum vrei să fii când vii la biserică? Ați făcut distinția? Să vii în prezența lui Dumnezeu și să vii la biserică? Pentru că unii asociază prezența lui Dumnezeu doar la biserică. Pentru mine prezența lui Dumnezeu înseamnă în momentul în care te închini lui Dumnezeu. Care poate fi în orice moment, când vii în prezența lui Dumnezeu să te rogi. Și când vii la biserică și aici împreună cu frații ești în prezența lui Dumnezeu. Nu e așa? Că sunt adevăruri simple. Haideți să încercăm să dăm la o parte toate acele surse de descurajare din viața noastră. Spuneam, pot fi lucruri, pot fi idoli, pot fi atacuri, pot fi persoane, pot fi o grămadă de lucruri care ne descurajează din înaintarea noastră, ne descurajează de reconstruire. Haideți să dau un exemplu, că suntem aici la reconstruirea familiilor. Nu e așa că sunt foarte mulți din afară, oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care au o privire foarte greșită despre căsătorie. Și te descurajează, glume se fac pe seama aceasta, glume pe seama căsniciei, glume pe seama, ce știu, soacrei, deci cele mai multe glumuri probabil în folclorul nostru. Da? Glume pe seama ceea ce Dumnezeu numește sfânt, pe ceea ce înseamnă legământ important în ochii lui Dumnezeu.
Știți obiceiul din zona aceasta când doi se căsătoresc, nu? Ați văzut că sunt fel și fel de bilețele care se pun pe stâlpi, da, scapa prima chepoi, non farlo și fel și fel de glume. Pentru că asta este îndemnul lumii, asta este modelul, tiparul lumesc. Oricum căsnicia nu ține, o faci, dar nu va ține. Ei, dacă ei sunt o sursă de descurajare, dar nu este așa de puternică, imaginați-vă când îi auzi pe cei din biserică sau pe cei care sunt în jurul tău, de la care ai vrea să ai sau pretind să aibă o altfel de părere, când îi auzi pe ei că spun că nu este nicio șansă. Când tu ca femeie îți pui inima să împlinești cuvântul lui Dumnezeu ca să construiești la zidul căsniciei tale și auzi o altă femeie, soră să o numim, da? Care spune că este imposibil. Și eu am încercat 20-30 de ani. Păi uite, lasă-l pe băbălacul ăsta, că oricum nu-l schimbi, așa e el. Și vorbesc în termeni ironici față de bărbați. Deja societatea ne ironizează și lucrurile merg spre afemeierea bărbaților. Păi dacă nu ne mai plac nici bărbații aia, care așa se iei bărbați, câteodată mai, poate mai bădărani, mai neciopliți, dar ai făcut așa ca să fie bărbat. Invers, dacă tu ca bărbat îți propui și spui, mă, eu vreau să-mi iubesc soția, chiar dacă nu merită, chiar dacă nu-mi dă niciun răspuns la gesturile mele, eu vreau să o fac pentru că așa a făcut Hristos și așa mi-a poruncit să fac Hristos. Și te întâlnești cu bărbați sau, să-i numim frați, care îți spun, băi, tu chiar încă mai crezi în lucrurile acestea? Asta e o prostie. Asta e o prostie. Femeii ori trebuie să-i pui pumnul în gură, ori să-l lași să facă numai ce vrea ea. Dar sunt ambele idei greșite, total greșite. Și te descurajează lucrul acesta. Nu vei putea. Nu vei putea. Tu uite-te un pic câte căsnicii mai reușesc. Tu nu știi în ce secol trăim? Tu n-ai auzit statisticile? Și te descurajează. Al treilea principiu, că un zid să poată fi reconstruit, și aici ne referim, spunea, la zidul căsniciei noastre, este că reconstruirea presupune efort. Îl chem pe Dumnezeu în viața căsniciei mele, îl implic pe Dumnezeu în zidirea căsniciei mele, îndepărtez surse de descurajare, mă concentrez pe ceea ce trebuie să fac, dar trebuie să fiu conștient că asta presupune efort și luptă. Ce minunat ar fi ca de fiecare dată când ne întâlnim aici și dăm de o problemă, da? Spre exemplu, am o problemă în căsnicie, da? Vin după o săptămână în care e praf la noi, da? Praf că a căzut molozul, nu se mai vede nimica, e dărâmătură, e terminat. Vin la biserică, Dumnezeu vorbește, mi oferă har, prind așa parcă o cercetare din partea lui Dumnezeu și spun, Doamne, îți mulțumesc că Tu m-ai cercetat, vreau să fac asta, să fac asta, mă întorc acasă și voi face lucrurile astea. Și ești plin de zel și de elan, dar totul este doar pe bază de sentiment, de impuls, și mergi acasă și îți dai seama că dai piept cu realitatea. Și acolo trebuie să începi să depui efort și luptă. Nu ar fi fost frumos ca în momentul, la o simplă întâlnire, Dumnezeu dintr-o dată să aducă rezolvarea? Ai problemă cu o patimă, o legătură în viața ta, să vii de fiecare dată aici să-și pună cineva mâna peste tine și să spună, fie eliberat în numele lui Iisus, să pleci acasă, nu mai am nicio plăcere față de țigară, față de droguri, nu-și mai plac filmele acelea de ochiate. Păi dintr-o dată totul s-a rezolvat. Astea sunt cazuri excepționale când Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Dar imaginați-vă dacă așa ar funcționa viața de credință. Dar hai să fim sinceri, nu funcționează așa. De ce? Pentru că pe lângă puterea pe care ți-o dă Dumnezeu, pe lângă eliberarea pe care ți-o dă Dumnezeu, Dumnezeu mă cheamă la o luptă. La o luptă. Nu de mult am vorbit despre lupta aceasta spirituală care trebuie să o dăm, lupta cu demonii, cu niște arme speciale, cu niște metode speciale, dar trebuie să luptăm. Și uitați-vă care, la ce fac referire când mă refer la luptă. Pentru că există totdeauna o cauză pentru care merită să lupți. Știți care este cauza aceea? Care este cauza aceea? Hai că s-am citit în text. Poate asta ne va deschide ochii că ne gândim că ducem și noi o luptă, dar știți că unii duc o luptă greșită, care nu e a lor, nu i-a chemat Dumnezeu, sau cel puțin nu trebuie să duci o luptă pentru aia. Lupta la care ne cheamă cuvântul lui Dumneu este versetul 14. Luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri, pentru fetele voastre, pentru nevestele voastre, pentru casele voastre. Domnul să ne ajute la aceasta. Suntem chemați la lupta aceasta. Lupta pentru valori, lupta pentru suflete, lupta pentru casele noastre, pentru cei care Dumnezeu ne-a pus aproape. Acolo trebuie să luptăm. Și uitați-vă care sunt armele cu care trebuie să luptăm. Primul rând, rugăciunea. Rugăciunea. Neemia este prin excelență un om al rugăciunii.
Încă de la începutul capitolului 1, dacă urmărim acolo, mereu îl vedem rugându-se. Are, de multe ori chiar este luat Neemia ca studiu de caz pentru a exemplifica diferitele tipuri de rugăciune. La Neemia găsim rugăciunea fulger, de exemplu. M-a întrebat împăratul ce am, de ce mi-e fața tristă, și spune acolo, m-am rugat și am răspuns. Dar asta nu înseamnă că s-a pus undeva într-un colț, s-a rugat bine, bine, și apoi a venit și a răspuns. Ce a fost, cum numim noi, rugăciunea fulger, Doamne, dă-mi cuvinte, sau Doamne, ajută-mă. La Neemia vedem rugăciunea specifică în care el își asumă vina. O mai întâlnim la Daniel lucrul acesta. Când văd dezastru care a produs neascultarea față de Dumnezeu, în loc să spună, Doamne, uite, e adevărat că poporul a greșit, uite, e adevărat că generația dinaintea noastră nu a ascultat de glasul Tău, dar uite, noi acum vrem, nu. Neemia spune, Doamne, eu am greșit, noi am păcătuit. Rugăciunea este foarte importantă. Rugăciunea ne dă seama în momentul când ne rugăm că noi de fapt nu purtăm neapărat un război cultural. Fiți atenți, eu când am spus aici că trebuie să luptăm împotriva anumitor lucruri sau să luptăm pentru familiile noastre, nu mă refer neapărat că trebuie să ducem lupte care nu sunt ale noastre. Sunt unii, să vă fac o distinție. Spre exemplu, tu poți lupta pentru un copil al tău sau pentru soția ta, implicându-te în acest război spiritual, stând în rugăciune, în veghe, cerând ajutorul lui Dumnezeu, intervenind acolo când trebuie, sau poți lupta pentru ei în sensul în care toți frații în biserică știu că tu n-ai voie să te atingi de copilul meu. Nici cu un cuvânt, absolut. Aia e lupta lui, așa înțelege. Alții se luptă într-un mod chiar nu numai agresiv verbal, ci agresiv fizic. Ei, nu la o astfel de luptă ne cheamă Dumnezeu, și asta se poate aplica în toate nivelele. Da? Când spune că noi avem de dus o luptă, Apostolul Pavel specific acolo, dar nu o luptă împotriva cărnii și a sângelui, ci o luptă spirituală. O luptă împotriva demonilor. Apoi, o altă armă pe care Dumnezeu ne-o dă ca să luptăm este împărțirea funcțiilor sau împărțirea rolurilor. Vedem aici la Neemia cum foarte frumos a rezolvat criza aceasta împărțind sarcini fiecăruia. Unii trebuiau să stea de strajă, alții trebuiau să lucreze, la un moment dat chiar și cei care lucrau. Acolo e un picuț așa, expresia aia, știți când, nu știu dacă știți culmea notului, cu o mână să noți și cu una să dai din picioare. Cam așa spune și versetul ăsta. Într-o mână țineau mistria, da, sau țineau asta cu care lucrau și într-o mână țineau arma. Nu este neapărat ăsta sensul, ci erau mereu pregătiți, pronti cu arma lângă ei, ca să poată, dacă este o intervenție militară, să poată răspunde imediat. Da? Că următorul verset ne delucidează lucrul acesta. Dar a fi mereu încins, a fi mereu pregătit. Și asta se aplică și în viața personală. Vă aduceți aminte ce spune Apostolul Petru? Știind toate aceste lucruri care au să se întâmple, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Să fiți voi! Nu să cunoașteți multe lucruri despre venirea Domnului, nu să fiți interesați de semne, nu să urmăriți împlinirea lor neapărat, ci ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Așteptând și grăbind, adică stând mereu încinși, mereu în veghere, dorind și așteptând revenirea Domnului. Ia, eu vă pun o întrebare simplă acum. Dacă sunt interesat de ceea ce se întâmplă în jur, dacă și eu văd, cum văd anumiți experți, că imediat, cât de curând, chiar în generația noastră, va veni Domnul, dacă și eu sunt fascinat de toate aceste semne, cum se împlinesc, și cred că Dumnezeu va veni, ce produce lucrul acesta în viața mea? Produce teamă? Înseamnă că e greșită preocuparea mea. Produce poate un fel de dorință de a accelera anumite lucruri. Știți, unii zic așa, măi, dacă vine Domnul, măcar să fac lucrul ăsta, ca să mă pot bucura și eu de ele. Unii ca atare încearcă să se căsătorească, alții fac anumite lucruri care și le-ar dori ei. Sau produce un fel de reverență față de Dumnezeu, un fel de emoție. Doamne, oricum dacă Tu vii, oricum va fi mai bine. Oricum dacă Tu vii, se va sfârși cu necazul acesta, se va sfârși cu suferința, oricum va fi mai bine. Chiar dacă n-am terminat casa, chiar dacă nu m-am căsătorit, chiar dacă n-am făcut cu tare sau cu tare lucru, dorința mea este ca Tu să revii și să mă găsească pregătit, așteptându-te pe Tine. În relația mea cu Tine și în relația cu alții. Când auzi că vine Domnul, măcar te străfulgeră în colțul minții ideea că tu ești certat cu soția, cu soțul, cu fratele, cu sora. Măcar îți stărește, măcar ideea asta, mă, de frică ar putea să vină Domnul. Dacă n-ai altă motivație,
mă duc să mă împac cu cutare sau cutare. Dacă nu produce asta, îți spun că tu nu ești într-o așteptare corectă. Împărțirea funcțiilor este foarte importantă, atât în biserică, cât în căsătorie. Și aici, fiți atenți că nu este o listă, lucrurile care trebuie să le facă soțul, lucrurile care trebuie să le facă soția. În general, asta le împărțim noi, fiecare în căsătorie, fiecare punându-ne în bună învoială. Nu este un păcat ca un bărbat să spele vasele. Da, este greșit ca femeia schimbi ulei la mașină, probabil, că nu e o muncă foarte potrivită pentru ea, dar vreau să vă spun că dusul gunoiului sau ce știu eu, felul în care împărțim sau cheltuim banii, lucrurile la care apar divergențele, că ele în general pornesc la o chestiune mică și apoi, prin faptul că nu ne întoarcem la ziditor, prin faptul că nu îndepărtăm sursele acestea de descurajare, prin faptul că nu luptăm pentru familiile noastre, zidul continuă să fie dărâmat, continuă să devină molos în jurul nostru, dar toate pornesc de la lucruri mici. Ei, lucrurile acestea noi trebuie să știm să le împărțim fiecare în familiile noastre. Lăsând la o parte exemplu, poate nu este neapărat un exemplu pozitiv al părinților în casa cărora am trăit. Mulți așa se ghidează. Dacă la mine în casă se făcea așa și la noi în casă se va face așa. Nu este neapărat. Astea sunt roluri care ne le potrivim fiecare dintre noi. Eu am mai spus la o căsătorie, nu mi-e rușine să recunosc lucrul acesta. Eu aveam impresia că în casă femeia ar trebui să ia inițiativa la închinare, pentru că așa am crescut eu de mic cu ideea asta. Dar mi-am dat seama că nu e biblic, că bărbatul trebuie să ia inițiativa. Și atunci în casă la noi se schimbă ideea aceasta. Pentru că așa ne-am înțeles noi și așa văd rolul biblic în familie. Dar asta trebuie să facă fiecare în familia lui. Domnul să ne ajute la aceasta. Apoi, vegherea. Vegherea e foarte importantă. Vom fi atenți. Neemia face un discurs motivațional, dacă vreți, exact cum fac antrenorii aceia la o echipă care o vede așa un pic descurajată, delăsătoare, deodată face un dacă vreți, un discurs motivațional bazat pe ceva real, că oamenii aia știu, sunt atenți. Nu poți să-i spui tu lucruri, sunteți cei mai buni, sunteți cei mai puternici, da? Tu poate trebuie să te lupți sau să joci împotriva unei echipe de top. Nu o să-i spună, voi sunteți mai buni ca ei, voi sunteți mai buni ca ei. Va atinge acele corzi care conțin un adevăr, dar pe care să-i facă pe ei să fie foarte motivați în a continua să lupte, să joace sau să facă altceva. Ei, cam asta încearcă să facă Neemia aici, să le direcționeze privirile, să le scoată de la descurajare, să le scoată de la amenințările vrăjmașilor, să le direcționeze spre ceea ce este corect. Și printre altele le spune, este importantă vegherea. Important să veghezi asupra căsniciei mele, important să veghezi mereu asupra vieții mele, ține garda sus mereu. Cum suntem în perioada aceasta? Suntem într-o perioadă în care suntem veghiatori sau faptul că merg lucrurile bine sau un aparent bine ne-au făcut să lăsăm garda jos? Știți, este o expresie, o folosesc și italienii și este folosită și în limba română. Calmul dinaintea furtunii. Este momentul acela când pare că toate lucrurile merg bine, din inerție. Relația mea cu Dumnezeu e ok, în casă pare să fie tot ok, hai să o lăs mai moale. Ei, ăla este momentul cel mai potrivit în care diavolul va ataca. Cel mai potrivit pentru el și nepotrivit pentru tine și pentru mine. Trebuie mereu să fim într-o veghere, să căutăm, să înțelegem acest echilibru între, da, protecția suverană lui Dumnezeu, nimic nu se poate întâmpla fără știrea și voia lui Dumnezeu, dar în același timp să echilibrez în partea cealaltă cu responsabilitățile pe care le am. Dumnezeu îmi dă de fiecare dată niște responsabilități. Dumnezeu va lupta pentru voi, dar voi faceți ceea ce trebuie să faceți. Domnul să ne ajute la aceasta. Și al patrulea rând, care vreau să închei, reconstruirea se realizează doar prin încrederea absolută în ajutorul lui Dumnezeu. S-ar putea să încep să lucrez cu armele acestea. S-ar putea să încep să am sorți de izbândă. Și aici mai fac o paranteză. Imaginați-vă că diavolul sau cei din afară sau sistemul acesta lumesc în care trăim va căuta să îmi pună anumite arme în mână, anumite unelte în mână. Nu totdeauna sunt cele potrivite. Spunea că noi avem de dus o luptă, spunea că noi trebuie să depunem un efort și trebuie să am unelte în mână, trebuie să am armă în mână, dar să știți că nu totdeauna sunt cele potrivite. Hai să vă dau un exemplu. S-ar putea să ți se pară că în situația asta, ca să ies din impasul ăsta, ca să reîncep să reconstruiesc, s-ar putea să mi se pară că arma cea mai potrivită mie ca bărbat sau mie ca femeie este să manipulez. Arma manipulării. Îl manipulez. Sau arma răzvrătirii. Sau arma supărării. Știți că de multe ori noi încercăm așa să rezolvăm relațiile? Tăcere de o săptămână, două,
da? Gesturi, semne, fel și fel de copilării din astea care oricum știm că nu funcționează, dar e prea mare orgoliu. Și eu am în mână o armă cu care lucrez sau lupt și nu-mi dau seama că nu e arma care Dumnezeu mi-a pus-o. Și exemple pot continua. În relația cu copiii, la fel, sau copiii cu părinții, luptăm cu arme pe care nu Dumnezeu nu le-a pus în mână. Știți care sunt armele corecte? O armă, spre exemplu, care Dumnezeu ne-a pus-o în mână. Arma în mâna bărbatului este iubirea. Iubirea asta te dezarmează total. Îl dezarmează pe celălalt. Să iubești indiferent de răspunsul celuilalt. Na, dar imaginați-vă voi dacă te duci și spui uneia care nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Sau, trist este că chiar unii au mentalitatea aceasta, unii din biserică, să-i spui că asta este arma care ne-a dat-o Dumnezeu. Îți zâmbește în față, bă, tu crezi că funcționează? O armă pe care Dumnezeu a pus-o în mâna soției este ca în momentul în care soțul nu ascultă de bărbat, ea să fie supusă prin purtarea și prin exemplu personal să-l dezarmeze pe celălalt. Asta e arma care ți-o dat-o în mână. Dar tu stai și te gândești și spui, bă, dar asta e comic, mă, asta e armă de apărare, asta e armă de atac. Vedeți? Și închid paranteza. Asta este ideea. Cu ce arme lucrăm? Cu ce arme luptăm? Că eu s-ar putea să duc o luptă, s-ar putea să lucrez, să depun efort, dar să n-am armele potrivite în mână. În momentul în care văd un progres, spuneam, văd că încep să se miște lucrurile, noi de obicei, dintr-o dată, începem să căpătăm o autoîncredere. Măi, lucrurile, să știi că funcționează pentru că fac cu tare sau cu tare lucru. Au început să funcționeze pentru că am făcut aia și am văzut că da, într-adevăr, funcționează. Și dintr-o dată, lăsând garda în jos, lăsând neîncrederea, adică nu mai ne bazăm puternic pe încrederea în Dumnezeu, ci pe propriile forțe, s-ar putea să eșuăm din nou. Ce frumos ar fi ca de fiecare dată, totdeauna, să fim în această stare de alarmă, da? Dar să știm constant că indiferent cât aș veghea eu, indiferent cât, și mă leg din nou de Psalmul 27, aș zidi eu, aș lucra eu, dacă nu o face Dumnezeu, totul este inutil. Mereu să-L pun pe Dumnezeu, mereu să-mi pun încrederea în Dumnezeu. Nu mă bazez pe soluțiile mele alternative, nu mă bazez pe soluții umane, încerc să mă încred în Dumnezeu. Și asta nu este o lucrare de o zi. Știți? Noi încercăm o zi, două, trei. Pare la un moment dat că nimic nu se schimbă, ne-am descurajat. Sau încercăm o zi, două, trei, parcă lucrurile încep să miște un pic, da? Și atunci diavolul e foarte șiret, pune mintea noastră, ai văzut? Din cauza că tu ai făcut cu tare sau cu tare lucru. Și apoi cad. E asta spun de multe ori și tinerilor. El are foarte multe metode și are o mare răbdare cu fiecare dintre noi să ne prindă. Dacă sunt prins într-un lucru, după aia Dumnezeu mă eliberează, mă dezleagă de cea legătură și încep să pășesc prin credință, bazându-mă pe ajutorul lui Dumnezeu, bazându-mă pe ajutorul lui Dumnezeu și la un moment dat văd că încep să fiu biruitor într-un anumit domeniu, știți că începe să ne încredem în propriile forțe și să spun, mă, da, chiar încep să fiu un biruitor. Dar de fapt asta este și șoapta diavolului care îți spune, tu de acum poți singur. Uite, vezi că ai reușit și ai rezistat 2, 3 zile, 5 zile, ești un biruitor acum. Și de acolo poți să cazi total. Știți cât timp a durat reconstrucția? Ne spune în capitolul 6, versetul 15. Zidul a fost isprăvit în a 25-a zi a lunii Elul, în 52 de zile. Acum era fain așa să intitulez predica, succesul reconstituirii unei relații în 52 de zile. Știau în fiecare zi, face asta, face asta, face asta. Pentru unii ar fost mai simplu, da? Un rețetar sau un tabel, ce trebuie să fac în fiecare zi. Dar vă spun sigur că n-am fi făcut niciunul dintre noi. Și nu cred că succesul stă neapărat în numărul acesta. Ei au zidit în 52 de zile. La tine nu știu de cât va fi nevoie. Poate fi nevoie de mai puțin timp sau mai mult timp. Cert este că cu încredere în Dumnezeu, cu ajutorul lui Dumnezeu, putem să reconstruim. Amin? Aveți încredere în lucrul acesta? Acum, eu știu că sunt unii dintre dumneavoastră care poate nu sunt în faza aceasta cu moloz, cu toate. Poate aveți doar niște găuri, niște spărturi, poate nu le sesizați. Sunt anumite lucruri permisive pe care le-am lăsat în casa noastră. Sunt anumite lucruri care le sesizăm. Măi, nu stare bune. Nu stare bune. Nu ne mai strângem poate la rugăciune, petrecem foarte mult timp fiecare pe device-ul lui, nu mai este comunicare. Văd un pic de nesupunere. Da, funcționează lucrurile, nu. Spărturile acelea se vor lărgi. Spărturile acelea vor face să se dărâme zidurile.
Noi trebuie la fiecare semnal, la fiecare moment în care ne dăm seama că există un pericol, imediat să intervenim, să cerem ajutorul lui Dumnezeu, să facem ceva împreună cu Domnul. Domnul să ne ajute la aceasta. O femeie înțeleaptă, spune cuvântul lui Dumnezeu, își zidește casa și un soț înțelept își zidește soția. Avem nevoie de înțelepciune, de prezența lui Dumnezeu în viețile noastre, în viețile căsniciei noastre. Noi câteodată așa ne mai lăudăm într-o parte în alta, la noi familii sănătoase, la noi sunt extraordinar lucruri, dar nu cunoaștem nici pericolul, nici realitatea de multe ori. Eu prefer să mă încred în ceea ce ne atrage atenția Duhului Dumnezeu. Prefer să mă încred în atenționările pe care le dă Dumnezeu. Prefer să cer ajutorul lui Dumnezeu chiar când mi se par că lucrurile merg bine. Domnul Iisus a spus ucenicilor, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Rugați-vă dinainte pentru ceasul încercării, rugați-vă dinainte pentru momentele teribile, rugați-vă dinainte pentru momentul în care poate vei fi în moloz sau poate va trebui să reconstruiești sau știți că unii s-au oprit cu zidul la jumătate? Au depus tot, au depus armele, stau acolo și așteaptă, nu mai fac nimic, pe când textul nostru ne spune că lucrarea trebuia terminată, lucrarea trebuia dusă mai departe. În oricare dintre situații acestea ne-am afla, Domnul să ne dea înțelepciunea și puterea. Pe de o parte, spuneam, să luăm pe ziditorul în viața noastră mereu. Domnul să fie mereu, nu doar pe buzele noastre, ci implicat în viața noastră. Să îndepărtăm sursele de descurajare, sursele acelea de ispitire, sursele acelea care nu putem trăi împreună cu ele. Să luptăm, pentru că Dumnezeu ne-a chemat să luptăm pentru o cauză nobilă, cu armele corecte pe care Dumnezeu le-a pus la dispoziție. Și întotdeauna să avem încredere în Dumnezeu, că El dă biruința, slăvit să fie Dumnezeu. Haideți să te ridicați în picioare, să facem o rugăciune în direcția aceasta pentru căsnicile noastre, pentru familiile noastre, ca Dumnezeu să lucreze, să se atingă. Vedeți, nu poate fi o lucrare sau o rugăciune generală. Aici e o rugăciune a ta personală. Tu știi ceea ce trăiești în casa ta. Tu știi care este realitatea căsniciei tale. Dar eu cred că cuvântul lui Dumnezeu a fost suficient de explicit ca să ai această încredere în inima ta, că nu este totul pierdut, că deși mulți vor spune că este imposibil să zidești, că este imposibil să reconstruiești. Și Neemia când s-a uitat prima dată a văzut o grămadă de moloz, era noaptea, nu se siza, nu înțelegea la ce se implica, nu se înțelegea la ce intra. Poate și tu ai intrat undeva unde acum îți pare rău că ai intrat, dar este momentul astăzi să-ți faci o cercetare, să ceri ca Domnul să intervină în viața ta. Ca Domnul să reconstruiască, ca Domnul să ne ajute să astupăm acele găuri, să fim veghiatori la căsniciile noastre. Ne rugăm pentru copiii, pentru soții, soțiile noastre. Ce frumos ar fi ca indiferent ce vine peste pământul acesta, indiferent de greutăți, de necazuri, indiferent de legi, indiferent de orice, tu să ai așa o bucurie și o satisfacție în inimă, să spui așa, Doamne, mulțumesc că împreună cu casa mea suntem ai Tăi și avem bucuria și pacea în suflet, că Tu ești Cel care ai zidit zidul căsniciei noastre și îl faci să fie durabil. Amin, ne rugăm.